Binecuvântat să fie Domnul și binecuvântat să fie toți care au venit în casa Domnului. În această seară să privim din nou în Scripturi și să ne întrebăm la o altă lecție din ciclul alternative. Suntem oamenii care vrem să fim după lege sau să fim fără de lege? În sensul de a trăi în ordinea rânduielilor sau de capul nostru? În primul rând ne referim la legile lui Dumnezeu, care sunt eterne ca și El, ca și caracterul Lui. Dar ne putem gândi și la legile oamenilor, care sunt limitate, nu pot fi comparate cu ale Domnului, decât în măsura în care se inspiră din legile Domnului. Iată ce este scris în Iov, capitolul 38, în însăși cuvintele lui Dumnezeu. Iov 38, versetul 33. Cunoști tu legile cerului? Sau tu rânduiești stăpânirea pe pământ? Deci Dumnezeu Creatorul a dat legi după care funcționează între cosmosul. Pe noi se ne interesează în prim plan legile care au fost date oamenilor, pentru că legile soarelui trebuie respectate de soare, legile oamenilor de către oameni. Scriem Psalmul 119, capitolul care face referire sub diverse expresii la legile lui Dumnezeu, la învățăturile sfinte. Citim din Psalmul 119, versetul 91. După legile tale stă în picioare totul astăzi, căci toate lucrurile îți sunt supuse. Și tot de aici citim, versetul 160, temelia cuvântul tău este adevărul și toate legile tale cele drepte sunt veșnice. Dumnezeu spunea prin profeți că la fel de veșnice ca și legile cosmosului sunt legile lăsate aici pe pământ. Să citim și din Noul Testament, Matei capitolul 5, Domnul Iisus Hristos făcea referire din nou la legile lui Dumnezeu, citesc de la versetul 17, să nu credeți că am venit să strig legea sau proroci, adică n-a venit Domnul Iisus să anuleze Biblia, că asta însemna legea, o parte din Biblie, proroci altă parte din Biblie, psalmi altă parte din Biblie. Versetul 18, căci adevărat vă spun câtă vreme ne va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Iar versetul următor avertizează ca oamenii nu cumva să facă rabat de la legile lui Dumnezeu. Și adăugăm Ioan capitolul 1 pentru a înțelege că legile lui Dumnezeu au fost fixate în mod desăvârșit și definitiv de Domnul Iisus Hristos. Iată ce scrie aici, în 1:17, căci legea a fost dată prin Moise, în forma, știți, care o avem de pe Sinai, dar harul și adevărul, ce înseamnă harul și adevărul? Harul a venit să ne aducă nouă iertare pentru abaterile de sub lege, iar adevărul a venit ca să dea legii forma adevărată. Cuvântul tău este adevărul, spunea tot Domnul Iisus Hristos în rugăciunea sa din Ioan 17. Așadar, Dumnezeu nu-și schimbă gândirea, El nu poate să fie altfel, dacă Dumnezeu, ca să dau un exemplu, niciodată n-a acceptat minciuna, de exemplu. N-a acceptat-o înainte de darea legii de pe Sinai, n-a acceptat-o acum și nu va accepta în vecii vecilor. Nici n-ar putea să fie altfel. Când vorbim de legile lui Dumnezeu, este ca și în întâmplarea aceea când un comandant de navă foarte îndrăzneț și arogant a văzut un far în față și a dat imediat semnalele necesare ca nava pe care el presupunea că este înaintea lui să schimbe direcția, că altfel se ciocnesc. Și a primit urgent răspunsul, schimbă direcția și i s-a spus cu câte grade. Și el din nou arogant, schimbă urgent direcția, el a crezut că nava lui e mai puternică și oricum cealaltă se avariază. Și a primit răspunsul, schimbă direcția, aici este centrul de control, de pe stâncă,
dacă vrei să nu te lovești de stâncă. Deci pe Dumnezeu nu-L mutăm noi. Dacă nu ne încadrăm noi, ni se prăbușește nouă nava. Ce este fără de legea? Nerespectarea cuvântului lui Dumnezeu, a legilor sfinte. Tot fără de lege este să nu respectăm legile oamenilor care le sunt lăsate de Dumnezeu. Știți cazul lui Daniel? S-a căutat, scrie în cartea sa, capitolul 6, de către dușmanii lui se află dacă nu respectă legea imperială. Nu s-a găsit nicio abatere. Și-au zis ei să căutăm numai legea Dumnezeului său. Numai că ceea ce n-au știut ei e că un om cu adevărat credincios ține cont și de legile lui Dumnezeu și de legile statului. Cuvinte care a putut Daniel să le exprime în fața împăratului Dariu în dimineața ridicării victorioase din groapă, scrie în Daniel capitolul 6, versetul 22. Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor, care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui și nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău. Așa să ne ajute Domnul și pe noi. Citim și din Roman, capitolul 2, pentru a vedea că legile lui Dumnezeu sunt valabile și pentru cine n-a avut de a face cu vreo lege a lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu s-a asigurat ca tot ceea ce există sub stăpânirea ta sa să-i fie supus și să poată fi tras la răspundere. Toate ființele create să fie responsabile. Roman 2, citim de la versetul 14. Când neamurile măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile lege. Adică orice trib, oricât de incult ar fi fost, tot au înzestrat în mintea lor ideea de a nu se omorâ unul pe celălalt sau dacă se omoară să fie conștient că asta e ceva rău. Dacă se fură unul pe altul să-și dea seama sau comunitatea de acolo să condamne o astfel de fapt. Chiar dacă n-au auzit de legile date prin Moise sau alte legi date prin profeți. Versul 15, și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor. Deci omul are ideea în minte, nu o respectă, potrivit cu cât o are. Conștiința îl acuză. Dar noi care cunoaștem adevărul, la noi acuzația este cu atât mai mare, cum spun Evrei 10, mai mare decât acelor din vechiul legământ. Pentru că nouă ne-a fost dat un har cu atât mai mare și cunoașterea este mai profundă. După aceste cuvinte introductive, haideți să le luăm pe rând cele două alternative. Mai întâi, cum putem să fim oamenii care trăim după lege? Nu în sensul ceremonial al legii, să nu mă înțeleagă cineva greșit, ci în sensul respectării orânduirilor lăsate de Dumnezeu sub soare, aici unde ne trăim viața. Ce sunt de fapt legile? Un pachet de instrucțiuni necesare conviețuirii spirituale și sociale în bune condiții. Toate legile, observați, chiar și cele date pe Sinai, aveau referințe la domeniul sanitar, alimentar, igienă și multe alte privințe, nu doar în cele sfinte. De ce au fost date? Pentru ca viața lor să se deruleze în condiții normale. Nu respectăm legea gravitațională, de exemplu, sărind de pe bloc, spunem, nu mai cobor pe scări, nici cu lift, e plictisitor. Direct. Ea nu respecta legea gravitațională, să vezi cu cine te întâlnești. Deci nu se poate să facem abstracție de la legi care sunt date pentru ca viața să se deruleze în condiții optime. Cineva spunea, sunteți legaliști, într-o anumită împrejurare la alții. Eram acolo și am zis, auzi, ce-ar fi să nu mai ții tu cont de nicio lege? Să te sui la volan, nu mai ții cont unii stop, unde cedează trecerea. Băiete, să nu mai ții cont nici de marcaje. Te duci pe câmp, prin parc, numai înainte. Zice, dar nu se poate. Dar tu spui că legile sunt o povară. Legile circulației, de exemplu, sunt lăsate ca noi să ajungem cu bine la destinație, nu să întârziem. Dar oamenii adesea nu înțeleg de ce
există legi în univers, în primul rând date de Dumnezeu, dar adesea susținute și de oameni. Fără legi ar fi haos, ar fi distrugere, ar fi moarte. Citim încă din cartea Genese pentru a vedea că Dumnezeu de la început a lăsat oamenilor. Genesa 26 sunt cele trei aspecte care se regăsesc în multe pasaje biblice. Aici e vorba de Avram. Dar știți că încă din Eden Dumnezeu a dat o poruncă, o lege, să o numim în contextul nostru lui Adam. A încălcat-o, s-a ars. Genesa 26, versetul 5. Pentru că Avram a ascultat de porunca mea și a păzit ce am cerut. A păzit poruncile mele, orânduirile mele și legile mele. De exemplu, Dumnezeu a dat lui Avram legea tăierii împrejur. Nu ne privește acum pe noi. Dar fiind conștient patriarhul că vine de la Dumnezeu, scrie foarte frumos în Genesa 17, că și chiar în ziua aceea a trecut la aplicarea ei. Citim apoi în cartea Exod, capitolul 24, aici este momentul de pe Sinai, 24, versetul 12. Domnul a zis lui Moise, suie-te la mine pe munte și rămâi acolo. Eu îți voi da niște table de piatră cu legea și poruncile pe care le-am scris pentru învățătura lor. Pentru că Dumnezeu a vrut să aibă un popor cult care să poată să trăiască în condiții bune. Citim apoi în Deuteronom 6, acolo unde Moise explică. Cartea Deuteronom sunt lecții de studiu biblic sub conducerea lui Moise. Deuteronom 6, citim de la versetul 1. Iată poruncile, legile și rânduierile pe care a poruncit Domnul Dumnezeu vostru să vă învăț, să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Știți că popoarele cananite au fost date afară de Dumnezeu, că nu mai respectau nicio lege. Erau foarte imorale. Versetul 3. Ascultă-le, dar, Israele, și caută să le împlinești, ca să fii fericit și să vă mulțiți, cum ți-a spus Domnul Dumnezeu părinților tăi, când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Când le-au respectat, au rămas în țară în condiții bune, când nu le-au mai respectat, au venit peste ei necazuri și Dumnezeu, cum știți, i-a dat afară. Citim și alte referințe biblice în această idee, Psalmul 119, versetul 165. Ascultați, multă pace au cei ce iubesc legea ta, deci respectarea cuvintelor lui Dumnezeu împacă conștiința cu gândurile. Și partea a doua versetului spune, și nu li se întâmplă nicio nenorocire, pentru că respectarea legii te protejează. Isaia, capitolul 42, versetul 21. Rog să observați acest verset. 42 cu 21. Domnul a voit pentru dreptatea lui să vestească o lege mare și minunată. Este o reluare pe scurt a ceea ce scrie în Deuteronom 4, unde zice, ce popoare am avut legea așa de drepte ca cele date de Domnul? Și s-a dovedit că în toate privințele, codul lui Hammurapi sau alte legi din antichitate au fost foarte departe de justeția și de etalonul prezentat prin legile date de Dumnezeu. Și citim și din Isaia 51, repet în această seară, la îndemnurile de rugăciune au fost recitite și încă din memorie frumos aceste versete, Isaia 51, versetul 4. Ia aminte, dar poporul meu, pleacă urechea spre mine, neamul meu, căci din mine va ieși legea și voi pune legea mea lumină poporilor, rețineți. Adică legile lui Dumnezeu sunt valabile și pentru neamuri. Voi pune legea mea lumină popoarelor. Pentru că Dumnezeu vrea ca toți să se încadreze în voia sa cea bună, plăcută și desăvârșită. Acolo în Roman 12, acele expresii sunt o altă exprimare a legilor lui Dumnezeu. Și citim din Roman 2, în încheierea acestei idei, de la versetul 17.
Tu care te numești iudeu, care te reazim pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeu tău. Și ascultați versetul 20. Pentru că în lege ai dreptarul cunoștinței de pline și a adevărului. Adică de nicăieri oamenii nu se puteau informa mai bine decât din acest cuvânt al Scripturilor lăsat de Dumnezeu prin Moise și reiterat prin profeți. O doua idee. Dacă legile lui Dumnezeu sunt minunate, cum am citit în Isaia, și niciun alt popor n-a dispus de o așa valoare instituțională, educațională, care trebuie să fie atitudinea noastră? Cred că trebuie să fim conștienți de nevoia de a cerceta cuvântul lui Dumnezeu, de a înțelege voia lui Dumnezeu, și asta înseamnă cercetarea Scripturilor cu rugăciune, făcând din aceasta o prioritate spirituală. Când împărații Asiriei au strămutat popoare în Țara Sfântă, pentru că nu știau legile lui Dumnezeu, au ieșit lei din pădure și îi omorau. Și împăraților le-a venit ideea să trimită acolo oameni care să-i învețe că să nu-i mănânce aceste feline. Ce ne poate determina pe noi mai mult să cercetăm voia lui Dumnezeu, cuvântul său, legile sale sfinte? Cred că înțelegerea mântuirii și mai mult Duhul Dumnezeu în noi ne va îndrepta spre Scriptură, că Duhul Sfânt a spus Scripturile, nu? Domnul să ne dea pasiune pentru lucrurile sfinte. În privința aceasta citesc Psalmul 1. Și dacă am împlinit ce scrie aici, s-ar împlini ce scrie în continuare versetului citit. Psalmul 1, versetul 2. Face referire și la versetul 1. Adică un om credincios nu pierde vremea. Nu se duce, nu se oprește, nu se așează, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Mergeam cu mașina într-o zi, pare mi se aici pe școală, și o doamnă trecea în sens invers cu bicicleta pe lângă biserică și a făcut beata cruce. Știți cum se spune? În cel mai bun caz, sfântă naivitate. Bieți oameni, știu foarte puține lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu. Adesea nici preoții nu știu. Dar noi care avem Scripturile, a trebuit să-L cunoaștem pe Domnul și să dorim să ne familiarizăm pe deplin cu legile sale sfinte. Asta nu doar la adunare, ci acasă. Spunem Psalmul 78, citesc de la versetul 5. El, adică Dumnezeu, a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinții noștri să-și învețe nea copiii, ca la rândul lor aceștia să învețe și ei pe copiii lor. Și dacă suntem în cartea psalmelor, să spicuim câteva versete din Psalmul 119 și haideți să ne întrebăm dacă avem pasiunea asta față de legile lui Dumnezeu, față de cele poruncite, rânduite de El, față de cuvintele care ne vin de la El. 119 cu versetul 18. Deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. 34. Dă-mi pricepere ca să păzesc legea ta și să o țin din toată inima mea. 44. Voi păzi legea ta necurmat totdeauna și pe vecie. 72. Mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale decât 1000 de lucruri de aur și de argint. Și apoi de la 97, cât de mult iubesc legea ta. Toată ziua mă gândesc la ea. Am simțit uneori mustrări de conștiință când anumite zile mi-au trecut fără ca să meditez la adevărul sfânt sau fără să mă rog. Mintea noastră trebuie să fie ocupată cu una din aceste două discipline. Asta în măsura în care activitățile ne permit. Că sunt activități fizice, profesionale, care cer o concentrare mai mare, dar poate mergând pe drum, poate într-un mijloc de transport, în diferite momente ale zilei sau ale nopții, a priveghiurilor nopții, cum spunea psalmistul.
Dumnezeu să pună în noi aceste pasiuni sfinte, cum spuneau apostolii și scrie în Fapte 6:4, să stăruim în cuvânt și în rugăciune. În al treilea rând fac o mențiune pentru a nu fi înțeles greșit. Legile ceremoniale, cele legate de jertfe, animale sau libații sau tot ce mai trebuia acolo, făină, tămâie și tot ce ținea, aparțineau sistemului preoției aronice. Și astea au avut un înțeles din care trebuie să preluăm doar ideea, pentru că nu putem să le mai practicăm. Versetul de referință este Evrei, capitolul 7, versetul 2, unde spune așa, versetul 12. Pentru că odată schimbată preoția și dărâmat templul, știți că la moartea Domnului s-a rupt perdeaua, trebuia numai decât să aibă loc o schimbare a legii. Ce înseamnă asta? Că Dumnezeu e de altă părere de atunci încoace? Nu, ci că acel sistem ceremonial nu mai funcționează. Nici n-ar putea să funcționeze. Pentru că s-a adus o jertfă desăvârșită și Cartea Evrei explică asta într-un mod foarte detailat, concret. Dar ce să înțelegem din acele lucruri care au fost atunci? Pentru vină, pentru diferite păcate, vinovății materiale, spirituale, omul trebuia să apeleze la un substitut, la jertfa unui animal, de exemplu. Ce înseamnă asta? Că și acum, dacă eu păcătuiesc, ca și evrei, și pentru anumite situații trebuie să aducă jertfe, eu am nevoie de o jertfă. Dumnezeu la fel se mânie pe păcat ca și atunci. Numai că eu nu mă apelez la sângele unui animal, ci apelez la marele preot, la dreapta mării din ceruri, numele lui să fie slăvit. Deci sub acest aspect, doar ceremonia lipsește, dar starea în care Dumnezeu i-a vrut pe ei este aceea în care ne vrea și pe noi, din punct de vedere interior. Iată ce spunea David în Psalmul 51, versetul 16. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus. Nu putea împăratul să-l cumpere pe Dumnezeu cu 1000 de viței, că avea de unde. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duc zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită, adică și evreul, când păcătuia, trebuia să se simtă vinovat, îi pare rău, așa ca fiul risipitor. Eu de asemenea trebuie să am aceeași atitudine, pentru că Dumnezeu privește spre păcatul mâniei, de exemplu, la fel cum a privit atunci. Citim și din Galateni, unde avem câteva explicații bogate, în ideea ceea ce am spus, Galateni, capitolul 3, versetul 24, astfel legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos. Deci n-a fost dată în zadar. A fost adăugată de pricina călcărilor de lege, dar chiar și partea ceremonială era pedagogică. Ne-a fost un îndrumător, jos zice un pedagog, ca să fim socotiți nepriniți prin credință, adică să știm că avem nevoie de o substituire. Și întoarcem pagina Galateni 5. Această epistolă a fost scrisă și pentru unii evrei care voreau să rămână în sistemul lor ceremonial. Nu uitați, în vremea aceea templul era încă în picioare. Preoția funcționa. Și Pavel le spune, chiar dacă încă nu sunt demolate, ele nu mai sunt funcționale. Scrie de la versetul 4, voi care voi să fiți socotiți nepriniți prin lege, adică în urma unui păcat al vostru, să aduceți o jertfă. V-ați despărțit de Hristos. Ați greșit adresa, numai prin templu ajungi la Dumnezeu, ci prin noul templu. Căci noi prin Duhul așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii. În baza jertfei Domnului, că era un act prin credință, nu era nimic vizibil. Ca și cu jertfa, punea mâna pe capul animalului și atunci omul se ridica mâinile și spunea, acum sunt mâinile curate. Acum ne ridicăm la rugăciune, totul e prin credință, nu mai prin vedere. Versetul 6. Căci în Iisus Hristos, nici tăierea împrejur, nici nădejdea împrejur, n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Și vom vedea noi, vom aminti mai presfârșit,
Ce-i dragostea asta la care se referă Dumnezeu? De altfel știți, dragostea stă în păzirea cuvântului lui Dumnezeu, a poruncilor sfinte. El a dat porunca supremă să ne iubim, care le încorporează pe toate. Dumnezeu să ne dea harul acesta. Hai să mai citim și din Romani. Pentru că mi se pare că uneori vrem să ne ascundem după Domnul Iisus Hristos și să facem ce vrem. Noi n-avem altă șansă decât să ne ascundem după El, dar în linie. Adică păstrând cuvântul lui Dumnezeu, nu în mod dezorganizat. Romani, capitolul 8, scrie de la versetul 1. Acum, dar nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, nu mai se pune problema să ajungem la judecată, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos, asta e legea noastră. Legea Duhului de viață în Hristos e lege. Adică e general valabil, asta înseamnă lege. Versetul 3. Căci lucruri cu neputință legi, aceleia de pe Sinai, care ne cerea, nu fura, nu minți și așa mai departe, întrucât firea pământească o făcea fără putere. Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimețând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Și acum versetul 4. Auziți, e frumos sună. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, nu cu proprii puteri, ci prin Duhul lui Dumnezeu. De asta spuneam, să nu ne ascundem după Domnul Iisus fără angajamentul de a face voia lui Dumnezeu și poruncile sfinte să fie împlinite în noi. Doamne, ajută-ne! Altfel, dacă trăim fără de lege, suntem pierduți. Doamne, păzește-ne! Și încă un aspect aici, respectarea legilor lui Dumnezeu oferă binecuvântare. Deci Dumnezeu se angajează ca omul care îl ascultă să-l ducă din nou în împărăția sa. Asta-i cea mai mare binecuvântare. Prin neascultare omul a fost scos din rai și numai în urma ascultării omul va fi acceptat din nou în rai. De aceea să iubim cuvintele lui Dumnezeu, că ele sunt viață pentru noi. Spunea Dumnezeu, citesc cartea Deuteronom, capitolul 30, cuvinte de concluzie ale lui Moise, după ce a rostit binecuvântarea, blestemul, a spus, Deuteronom 30, de la versetul 15, iată, spun azi înainte viața și binele, moartea și răul, căci îți poruncesc să iubești. Și ce înseamnă să iubești? Să umbli pe căile lui, să păzești poruncile lui, legile lui, rânduielile lui. Versetul 19. Iau aș cerul și pământul martor împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața. Ce înseamnă asta? Iubind pe Domnul. Ce înseamnă asta? Ascultând de glasul lui. Și nu oricum, lipindu-te de el, căci de aceasta atârnă viața ta. Iar David, în Psalmul 19, într-un mod poetic, vorbea de frumusețea legii lui Dumnezeu, de la versetul 7. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Adică atunci când trăim după cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, sufletul nostru simte bucuria ascultării. Versetul 8. Orânduirile Domnului sunt fără prihan. Deci când faci ce e scris, ești bine. Și iată un rezultat. Veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate, luminează ochii. Versetul 10. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat. Mai dulci decât mierea, decât picurul din fagur. Robul tău primește și el învățătură de la ele. Pentru cine le păzește, răsplata este mare. Doamne, îți mulțumim pentru legile tale și pentru răsplata ta. Și mă dau un cuvânt din Ieremia, este și în Ieremia, dar mă duc direct la Ezechiel 36. Aici se face legătura dintre profeți și evanghelii. Dintre ceea ce Domnul a promis și a împlinit. Ezechiel 36, de la versetul 26. Vă voi da o inimă nouă, voi pune în voi un duh nou,
Voi scoate în trupul vostru inima de piatră și vă voi da inima de carne. Voi pune Duhul meu în voi. Și să mă asculte, frații și surorile pentecostale, ascultați care e urmarea când pune Domnul Duhul noi. Exact ce am citit din Romani 8. Ca să urmați poruncile mele, să păziți, să împliniți legile mele. Deci nu se poate ca să avem Duhul Dumnezeu și pentru noi cuvântul să fie o povară să-L împlinim. Fie că e vorba de lucruri mari, fie că de lucruri mici. Cum vorbea Pavel când a scris de lungimea părului și de purtarea baticului. Zice în 1 Corinteni 11:1, mă bucur când toate privințele țineți învățăturile cum vi le-am dat. Am întâlnit situații când la stăruință unii s-au mărturisit, așa mai general, au venit să stăruiască, au venit înapoi, frate, mă cercetează Domnul în mintea mea și îmi spune că și asta e păcat, că și la asta trebuie să renunț. Da, Duhul Dumnezeu ne conștientizează de întreg adevărul lui Dumnezeu și ne dă plăcerea și înfăptuirea de a-L urma. Amin? Asta scrie aici. Voi pune Duhul meu în voi tocmai cu acest scop, ca să ne placă voia lui Dumnezeu și să o împlinim. Iată trei exemple. Nu mai citesc toate versetele despre ele. De regulă, lecțiile astea am trecut numai două, dar au fost prea frumoase toate trei și n-am știut la care să renunț. Iosua, Iosia și Ezra. Despre Iosua ai scris că a împlinit tot ce a zis Dumnezeu direct și tot ce a spus lui Moise. Că a vorbit poporului fără să rămână ceva necitit din lege și din porunci. Și de asemenea scrie în finalul cărții sale că a spus poporului, vedeți că Dumnezeu a împlinit tot ce a spus? Asta e frumusețea la acest om al lui Dumnezeu. Să împlinească tot și să vadă cum Dumnezeu împlinește tot. Credeți că se va împlini toată Scriptura? Apocalipsa, tot, tot, tot? Da, noi împlinim ce ne privește pe noi. Ce-a zis Domnul Iisus când discuta după înviere? Dar n-a scris asta despre mine, nu trebuia să o împlinesc. Și de pe cruce și-a amintit, stai că mai scrie ceva în psalmi. Dar adesea întâlnim credincioși în vremea noastră care spun, a, frate, asta nu-i păcat. Dacă scrie în cuvânt, ultima literă, ultima virgulă, și de aceea trebuie să ținem cont că a așezat-o mâna lui Dumnezeu sau gura lui prin profeți. Iosia a fost omul care de copil și-a dat seama că în popor lucrurile nu sunt bune. Tatăl său a fost un om fără Dumnezeu. Dar valoarea acestui om se vede în momentul în care s-a găsit Cartea Sfântă, se pare că o copie a Deuteronomului. Când a auzit ce scrie, și-a sfârșit hainele. Și când l-a văzut Dumnezeu cu ce respect primește cuvintele sfinte, a vorbit despre el, i-a apreciat starea. Dar amintiți-vă de fiii lui, la care tot în postura de împărat a ajuns cartea lui Ieremia. Ce a făcut? Nici n-a ascultat-o până în capăt, a tăiat-o cu briceagul logofătului și a aruncat-o într-un foc de cărbuni. Dar și atunci Dumnezeu a mai vorbit printr-un proroc ceva despre el. Să ne ajute Domnul să citim cu respect cartea asta și să dorim să o împlinim. Mai de mult frații citeau Biblia numai în genunchi sau în picioare. Era la noi în Apuseni un frate bătrân care nu te suporta să pui Biblia pe bancă unde stai cu șezut. Eu nu spun asta. Citesc și stând în pat, dar când o citesc, să știu că Dumnezeu vorbește prin ea. Amin? Iar Ezra a fost omul care, după întoarcerea din robie, a luat cărți. Se pare că lui datorăm Vechiul Testament în mare parte în sensul adunării acelor cărți. Este numit preot și cărturar iscusit în legea Dumnezeului cerurilor și împăratul i-a recunoscut această titulatură spirituală. Și este acel verset frumos care eu l-am făcut ca un motou al vieții mele, Ezra, capitolul 7, versetul 10, căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oamenii în mijlocul lui Israel legile și porunci. Și când a aflat că s-a încălcat un cuvânt, cel referitor la încuscriri, și-o sfârșea hainele,
n-au mâncat, au plâns. Până când ceilalți au spus, într-adevăr, n-am respectat porunca asta. Ne-am încuscrit cu popoare străini. Exemplu în creștinătatea de astăzi, cât de mult e respectat acest cuvânt? De a nu accepta la nivel de căsătorii vreo relație cu cei de afară. Nu-i scris asta și în Noul Testament? Ba da, că principiile Dumnezeu sunt aceleași. Încuscrirea neamului sfânt cu un neam păcătos duce întotdeauna la dezastru. Să trecem mai pe scurt și la partea a doua, legat de fără de lege. De altfel, ce este fără de lege? Cum spuneam de la început, nepăzirea legii. Dar asta începând cu nivel de gând, de vorbă și apoi de fapt. Ne-a spunea Domnul că dacă nu împlinim, ar trebui scoși ochii, tăiate mâinile, picioarele, că e grav. Dacă ne mâniem, nu trebuie să ucidem. Dacă jignim pe cineva într-un mod cu ură, suntem vinovați, ne așteaptă ghină. Dar nu neapărat trebuie să se materializeze în fapt, să-i dea la cineva un pumn sau să-l împingi. Numai așa să-ți dorești să ai un suflu să-l zbori de lângă tine. Vinovăția este consemnată înaintea lui Dumnezeu. Și ar fi bine, de-aia scrie să ne rugăm ca și legile să fie în acord cu voia lui Dumnezeu, să fie evlavioase, dar nu putem noi să-i impunem în vremea asta. Istoria acestei lumi se va sfârși cu domnia fără de legi. De-aia Dumnezeu va fi nevoit să intervină. Scrie în 2 Tesaloniceni 2 și noi deja vedem în zilele noastre și va fi din ce în ce mai mult. Totul va fi pe dos față de voia lui Dumnezeu. Știți că în lege spunea că dacă un copil n-ascultă, părinții să-l ducă la autorități. Acum, dacă n-ascultă un copil și vrei să-l faci să asculte, te duci el la autorități. Exact pe dos. Scrie în 2 Tesaloniceni 2, citesc de la versetul 3. Nimeni să nu vă măgească în vreun chip, căci venirea Domnului nu va veni înainte de a fi venit lepădarea de credință, de a se descoperi omul fără de legi. Și ascultați cum lucrează el. Versul 7, mai întins o formă de taină ascuns, se maschează fără de lege. Și Domnul va fi nevoit să-l extermine la venirea sa. Scrie în versetul 9, arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, semne, puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii, nelegiuirii fără de lege, același lucru. Deci se va merge din ce în ce mai mult pe a forța legile lui Dumnezeu. Spunea cineva că sunt unele biserici unde am mai predicat împotriva mersului la mare, cu dezgolitul, cu tot ce este acolo, zâmbesc. Când dacă te uiți în Scriptură, ce vinovăție este să-ți dezgolești trupul, chiar și față de cei din familie. Când Leviticasca scrie să nu dezgolești trupul celor din rudenile tale. Vedeți, și în privința asta, e pe dos societatea noastră. Asta e ține de legile lui Dumnezeu, care au de-a face cu moralitatea, cu sfințenia actului familiei și în multe alte privințe. Așadar să știm că lucrurile se denaturează tot mai mult și fără de legea va ajunge să domnească. Cine respectă legile lui Dumnezeu va ajunge să fie în afara legii cu vremea. Însă să ne ajute bunul Dumnezeu să rămânem credincioși. Așa cum au fost tinerii din Babilon care au ținut cont de legile lui Dumnezeu, nu ne închinăm la idoli, nu ne închinăm. Doamne, ajută-ne! În 1 Ioan capitolul 3, versetul 4, este scris concret: oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Ce-i păcatul? Neascultarea de orice cuvânt al lui Dumnezeu. Asta e fără de lege. Adică ești în afara legilor lui Dumnezeu, le-ai încălcat. Și dacă poliția respectă legile, vorbim de un stat de drept cu respectarea legilor, ești pasibil de pedeapsă. Își citește articolul și te amendează ca atare. Dumnezeu are tot dreptul să o facă. Dar
îi lasă pe oameni pentru o vreme să-și facă de cap. Aș vrea apoi să observăm, deschideți la Exod 34, aici avem ceva interesant, e vorba de felul de a fi al lui Dumnezeu. Știți că spunea și Solomon că unii de aceea fac păcate într-una, că Dumnezeu încă nu pedepsește. Exod capitolul 34, citim versetul 6 și 7. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui Moise și a strigat. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare, milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni. Acum atenție, iartă fără de legea. Iartă fără de legea. Citeți mai departe același verset. Răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea. Acum cum? O și iartă și o și pedepsește. În același verset scrie asta. Da. Dumnezeu a pedepsit-o în Hristos și ne-a iertat pe noi. La Dumnezeu iertare fără pedeapsă pentru păcat nu este. Plata păcatului este moarte. De aceea, cei ce fac fără de lege nu se descurcă cu Doamne, Doamne, cu iartă-mă. Nu, că Dumnezeu iartă numai în urma pedepsirii. Avantajul este că Dumnezeu, asta e învățat prin sistemul jertfelor. A zis, nu te pedepsesc pe tine, omule, vino cu berbecul tău aici, cu țapul tău, îl pedepsesc pe el. Nu te omor pe tine, ți-omor berbecul. Și omul era mulțumit, gata. Scap eu, moare animalul. Dar cineva trebuia să moară, cineva trebuia să plătească. La Dumnezeu nu se poate altfel, scrie foarte clar, Evrei 9:22, și fără vărsare de sânge nu este iertare. Deci Dumnezeu iartă, dar un sânge trebuie să curgă. Mulțumim Domnului că a curs sângele Fiului Său pe Golgota. În ziua când se făcea ispășirea pentru tot anul, pentru toată țara, ziua ispășirii în Israel, trebuia să intre sânge în Sfânta Sfintilor, era singura dată când se intra acolo, și apoi marele preot punea mâinile pe capul țapului pentru Azazel, descărca păcatele poporului pe capul acelui animal și unul tot din seminția lui Levi avea însărcinarea să-l fugărească în pustie, cu alte cuvinte, să se ducă păcatele din tabără, că ele nu se evaporă, păcatele nu putrezesc, ele trebuie să-și aibă o dreaptă răsplătire. Iată ce scrie și în Psalmul 90, predicăm noi la mormântări, numai că pentru unii oameni e prea târziu. Psalmul 90 de la versetul 7. Deci Dumnezeu este foarte categoric în ce privește fără de lege, adică păcatul, și păcatul este fără de lege, am citit. Noi suntem mistuiți de mânia ta. Ce e mânia lui Dumnezeu? Este declanșarea automată în urma păcatului, o stare de hotărâre de pedeapsă pentru oamenii care au păcătuit. Tu pui înaintea ta nelegiurile noastre și scos la lumina feței tale păcatele noastre cele ascunse. De-aia spuneam că Dumnezeu pedepsește gânduri, vorbe, nu numai fapte. Gândurile sunt ascunse, nu? Toate zilele noastre pierde urgia ta. Doamne, îndură-te de noi. Iertarea se face în baza jertfei Domnului Iisus, e singura soluție, dar numai în condiții de căință. Asta e partea noastră. Asta a fost și în Vechiul Testament. Zice David, Doamne, jertfele plăcute Ție sunt un duh zdrobit. Acum nu trebuie să fie duhul la fel de zdrobit? Ba da. Și cred că ne amintim de momentele în care ne-a părut rău, de păcat, în care conștiința și întreaga ființă s-a simțit vinovat. Atunci venim la El. Și El este bun și ne iartă. Dar să ne ajute mai departe, cum spunea femeii, să nu mai păcătuim. Iată ce scrie în Psalmul 25, sunt cuvintele aceluiași David, 25:6-7. Adu-ți aminte, Doamne, de îndurarea și bunătatea Ta, că sunt veșnice. Nu îți aduce aminte de greșelile în tinerețea mea, nici de fără de legile mele.
Psalmul 32. Fericit de cel cu fără de lege iertat și de cel cu păcatul acoperit. Să știți că și David n-a fost iertat decât tot în baza jertfei Domnului Iisus. Fericit de omul care nu ține seamă Domnul legiuirea și în Duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul și nu mi-am ascuns fără de legea. Dea bunul Dumnezeu ca după lecția din seara asta, cel puțin să rămânem cu pasiunea pentru a cerceta legile sfinte ale Domnului și cu dorința de a ne mărturisi și a abandona orice fără de lege. Amin? Ca să putem trăi plăcut, frumos înaintea Domnului. Scrie și în Proverbe 28 cu versetul 13, cine își ascunde fără de legile nu propășește. Adică Dumnezeu stă împotrivă la omul acesta. Dar cel ce cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare, mărturisire și abandonarea păcatului. 1 Ioan 1 cu 9, aceeași idee. Dacă ne mărturisim păcatele, asta e fără de legea, păcatul. Încălcarea legii lui Dumnezeu, sub o formă sau altă. El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Doamne, îți mulțumim pentru aceasta. Să fim atenți, spun asta în încheierea ideilor despre fără de lege, ca nu cumva să amestecăm lucrurile. Spunea Dumnezeu în Isaia 1, atenție la fără de legea unită cu sărbătoare. Spune în 2 Corinteni 6, cum poți sta împreună lumina cu întunericul? Sau un verset puternic, 2 Timotei 2 cu 19, temelie tare Dumnezeu stă nezguduită. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Amin? Să fim atenți că noi toți avem o înclinație păcătoasă. Sunt lucruri păcătoase care plac firii noastre, apoi sunt cei dragi din familie care și ei ar vrea să-i scutim, să-i acceptăm, sau lumea ne poate forța. Nu există nicio scuză pentru păcat. Că mi-a fost drag mie, că e vorba de cei dragi, că e vorba de dușman. Știți întâmplarea aceea că un om era responsabil de un pod rulant. Când trecea trenul trebuia să-l lase jos, când treceau vapoarele trebuia să-l ridice. Și a venit un vapor pe care era capitan, sau știu eu, în echipaj, un prieten al lui. A spus, băi, nu mai ține că trenul întârzie. Probabil atunci nu erau trenurile așa de exacte ca acum. Băi, dar la ora asta trebuie să îl las jos că vine trenul. Da, mă, dar odată trec eu, măi. Și l-a ridicat să treacă vaporul și tocmai atunci a venit și trenul și au murit mulți. Se spune că acel responsabil a înnebunit. Și zicea în nebunia lui, trenul trebuia să vină, podul trebuia lăsat jos. Deci nimeni să nu ne abată cu motivații. La ce a spus Dumnezeu, vorba lui Pilat, ce am scris, am scris, amin, Doamne ajută-ne. Iată și aici două exemple. Casa lui Eli. Jertfele presupuneau anumite norme metodologice. Ei nu le-au respectat. Și a zis Dumnezeu prin profetul Samuel, vă citesc 1 Samuel, capitolul 3, versetul 13. I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna, din pricina fără de legii de care are cunoștință. Adică, fără de legea deliberată nu poate fi iertată. Este păcat cu voia. De care are cunoștință și prin care lui s-au făcut vrenici de lepădat fără că el să fie oprit. Deci nu doar păcatul meu, ci pentru noi care suntem în slujbă, a tolera păcatul ne face părtași. De aceea învățătorii vor avea o judecată aspră și cei ce conduc
sunt responsabil de turmă, vor da socoteală. Dumnezeu să ne ajute să ținem la cuvântul Lui. Și alt exemplu îl iau din Noul Testament, spune în Matei 7, sunt cuvintele Domnului și se repetă mai mult în Evanghelie, aici, în 13, în Luca 13, Matei 7, de la versetul 22, mulți vor zice în ziua aceea, rețineți, mulți creștini. Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi dragi numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Deci nici măcar activitatea nu o rezolvă fără de lege. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, departați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Și tristețea este că unii din popor spun, așa învață fratele cutare, așa face și el. El va avea o sândă mai mare, dar asta nu ne disculpă pe noi. Să încheiem. Reamintind că legile lui Dumnezeu toate sunt date în favoarea noastră. De aceea noi trebuie să fim pasionați de ele și să știm că prin Duhul lui Dumnezeu în noi putem să împlinim toată voia lui Dumnezeu. Amin? Spuneam că amintesc la final ceva de dragoste, Roman capitolul 13, spune Scriptura aici, versetul 8, să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții, că cine iubește pe alții a împlinit legea. Când iubești pe cineva, îl furi? Când ți-e drag, îl vorbești de rău? Nici vorbă. De fapt, și enumeră câteva porunci, și zice în versetul 9, și orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproapelui, dragostea de ce este? Împlinirea legii, ce-i dragostea, e roada Duhului Sfânt? Asta înseamnă că noi, prin Duhul, putem să împlinim tot ceea ce Dumnezeu a cerut. Și scrie în Galateni 5, și vă rog să observați aceasta, în 5 cu 22 și 23, că uneori știm doar cele nouă din roada Duhului Sfânt. Dar observați finalul. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Adică trăind așa, nu te condamnă nimeni. Ești plăcut Domnului, Doamne ajută-ne! De asemenea, să nu uităm, cum spuneam deja, Dumnezeu a hotărât o vreme limitată și o formă de îndepărtare a fără de legilor oamenilor. Ferice, spunea David, rea Pavel, de cei ce vor beneficia de oferta aceasta. Îmi plac versetele din Isaia care spun, vă citesc 43 cu 25, eu șterg fără de legile pentru mine și nu voi mai aduce aminte de păcatele tale. Capitolul următor, 44 cu 22. Eu șterg fără de lege ca un nor și păcatele ca o ceață. Întoarce-te la mine, asta e condiția. Ce frumos! Să fi fost nor, ceață, știți cum e atmosfera atunci? Și într-o dată să dispară și norii și ceața și să vadă cerul senin. Aceasta e starea în care Domnul privește spre noi după ce ne-a iertat fără de legile. Slăvit să fie El! Să trăim frumos, într-un mod plăcut Domnului, pentru că avem asigurarea aceasta, că putem să fim iertați de toate fără de legile. Zice în Romani 4, cu 23. Dar nu numai pentru el, e vorba de Avram, este scris că i-a fost socotită ca neprihănire, ci este scris că și pentru noi. Celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricina că am fost socotiți neprihăniți. Ce înseamnă asta? Suntem considerați că am fi împlinit legile lui Dumnezeu, cuvântul lui. Doamne ajută-ne prin Duhul Tău așa să fie. Și apoi să vie Sfânt împărăția Ta, unde nu se mai pune problema să încălcăm legile lui Dumnezeu. Va fi tot într-o armonie. Și să nu înțeleagă cineva că legile lui Dumnezeu sunt un fel, fie aici, fie acolo, un fel de lege de circulație pe care noi nu ne place să le respectăm. Nu, pentru un adevărat credincios, legile lui Dumnezeu, de fapt, sunt plăcerea Lui, dorința Lui, de aceea sunt exprimate prin dragoste. Doamne ajută-ne! Amin!